Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mult. Bună dimineața, oameni buni! Spunem bună dimineața pentru că trăim tot timpul cu speranța că ne va fi mai bine. Mă gândeam să facem astăzi o emisiune în care să mai uităm de ce se întâmplă în jurul nostru, dar evenimentele curg și nu curg, se pare, în direcția cea foarte bună. Avem tot felul de știri, unele dintre ele contradictorii, unele dintre ele false, altele false cu bună știință și lumea nu mai înțelege aproape nimic. De aceea am zis că de azi înainte să încercăm să apelăm la oameni care sau cunosc problema sau sunt implicați în luarea unor decizii sau pur și simplu au idei care ar putea să ajute prin se mai întâmplă, știți, la noi sunt sunete din când în când, care ajută prin ceea ce transmit. Multe știri din neamț în momentul acesta față de ce ați primit ieri nu sunt oficial. Vom încerca pe parcursul acestei emisiuni să luăm legătura cu niște personaje care au atribuțiuni în a lua măsuri și din când în când și de a informa, din când în când. Invitatul meu de astăzi este un prieten al emisiunii și îndrăznesc să spun un prieten al nemțenilor în general, domnul doctor Liviu Harbuz. Bună dimineața, bine ați venit la noi în emisiune încă o dată. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunt un nemțean printre nemțeni, de fapt, și chiar îngrijorat la acest moment de ceea ce se... Cred că ați observat și tonul meu. De obicei, dimineața sunt mult mai tonic și încerc să spun. Efectiv, mi-e greu să aleg cuvintele, să nu greșesc ceva când transmit. Da, din păcate, suntem mai atenți la cuvinte, adică la formă și mai puțin la fond. Mă refer la ceea ce facem în fiecare zi. În această competiție permanentă, o competiție de multe ori nejustificată. Iată că acum suntem în competiție cu o boală, cu o pandemie, cu coronavirus, un lucru care ne grevează viața din punct de vedere social, economic, dar în primul rând ne grevează sănătatea, motiv pentru care eu sunt fericit și în calitatea mea de medic veterinar, pentru că o să vedeți astăzi, o să vă povestesc de fapt, unde se întâlnește medicina veterinară cu medicina umană în cazul coronavirusei. Sunt fericit să pot aduce câteva elemente noi și să transmit, pentru că mi-am propus de acum înainte, în fiecare zi, în măsura în care voi avea posibilitatea, să particip la această luptă împotriva coronavirusei, alături de autorități, pentru că această luptă depinde de fiecare dintre noi. Avem nevoie să fim calmi, dar în același timp responsabili și cred că este cel mai important lucru în societatea astăzi, în societatea românească și nu numai, după cum se vede, să luptăm cu această pandemie. Cum v-ați propus să faceți acest lucru? Că uite, zilele trecute mi-am umplut frigiderul personal. Bun, asta se riscuri asumat. Da, bineînțeles, nu fac probleme, mai ales că nu mănânc carne foarte mult, așa că nu... Dumneavoastră vi s-a întâmplat într-o zi, mie mi se întâmplă fiecare zi. Așa, deci publicând ceea ce un lider politic întâmplător, era vorba de Victor Ponta, care a spus 10 măsuri pe care le propunem noi. Care altfel au fost și... Și după aceea ele au fost și adoptate de guvern. Adoptate de guvern, pentru că acum e momentul să venim cu soluții. Asta și nu doar cu o retorică simplă, banală. Ne-am obișnuit să avem doar retorică și nu... Nu
intenții concrete, pragmatice. Spunea, deci, cum vă propuneți? În acel decalog, nici nu mai citez cine l-a propus, pentru că până la urmă ne gândim care sunt consecințele și dacă ele sunt pozitive, pot veni din orice sferă a politicii românești, pentru că viața nu are culoare politică, iar noi cu toții luptăm pentru viață și pentru sănătate, iar acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie de calm, avem nevoie de echilibru, avem nevoie de responsabilitate, pentru că această luptă, repet, am mai spus-o și am să o spun în fiecare zi, depinde de către fiecare dintre noi, pentru că avem de-a face cu o boală nouă, cu o conjunctură și cu condiții de desfășurare și de răspândire a bolii noi, motiv pentru care în fiecare zi învățăm și ne adaptăm. Este o dinamică care, din păcate, de multe ori depășește autoritățile, dar autoritățile sunt depășite pentru că se confruntă cu ceva nou. Nu mai vorbim despre lucruri care au proceduri foarte clare, vorbim despre proceduri care sunt adoptate în fiecare zi în funcție de realitatea imediată, motiv pentru care trebuie să fim toleranți, e adevărat să mai fie bâlbâieli din partea autorităților, dar din păcate de multe ori aceste bâlbâieli din cauza autorităților sunt generate și de comportamentul uneori antisocial al cetățenilor. Și aici mă refer la aspectul cel mai important al controlului bolii, respectiv circulația persoanelor. Spuneam mai devreme că sunt foarte multe asemănări cu medicina veterinară și cu domeniul meu de competență. Am să vă spun doar că coronavirusul este o zoonoză. O zoonoză este o boală care se transmite de la animale la om. Ea a plecat de la liliac, așa cum știe toată lumea. Prin pasaje repetate s-a transmis la om și din nou, pentru că orice virus, prin pasaje repetate, devine din ce în ce mai agresiv. Astfel, în momentul de față, ne confruntăm cu această coronaviroză la om. Zoonozele sunt cunoscute din antichitate. Cele mai cunoscute zoonoze sunt, n-am să spun rabia, am să spun turbarea sau antraxul. Sunt acele boli care se transmit de la animale la om. Vă mai dau un exemplu de zoonoză foarte importantă peste care lumea din lipsă de informare și educare nu mai știe, poate nu-și mai aduce aminte, ne-am confruntat la un moment dat cu gripa porcină, da, cu virusul H1N1. Aș vrea să vă spun că vaccinul, de fapt acea boală, acel virus, este exprimat în vaccinul pe care îl facem noi acum, vaccinul antigripal, pentru că gripa porcină a devenit ceea ce se numește astăzi o gripă sezonieră. Deci, și atunci am avut o criză, dar a fost doar o epidemie, nu o pandemie. Aș vrea să facem și diferența. Care este diferența? Că pe mine, în termenii ăștia medicali, m-ați pierdut. Și eu deci, nu o pandemie este o boală care se dezvoltă și se deplasează cu o viteză foarte mare și care depășește granițele țărilor și se poate extinde simultan pe mai multe continente. Astăzi avem focare de coronaviroză în 6 continente. Este fără precedent ceea ce se întâmplă. Am văzut că am depășit și criza SARS și alte crize, alte epidemii. În același timp, aș vrea să vă spun că oamenii trebuie să înțeleagă, au nevoie de mai multe informații. De exemplu, în România astăzi circulă 300 de virusuri cu, peste 300 de virusuri cu tropism respirator, deci care afectează căile respiratorii. Motiv pentru care, apropo de comportamentul social, ar trebui să fim atenți, să ne ferim, desigur să respectăm ad literam recomandările autorităților. Pentru că în momentul de față aici nu vorbim despre reguli sau recomandări arbitrare. Vorbim de lucruri foarte clare. Aceste recomandări vin de la OMS, de la Organizația Mondială a Sănătății, care
are în competență supravegherea, de fapt, identificarea, sintetizează toate datele care sunt la zi. Da, acolo avem chiar online o statistică și am să vă citesc că ultima statistică care este îngrijorătoare, sunt 118.000 de cazuri în peste 114 țări. Avem în momentul de față 4.291 de persoane care și-au pierdut viața. 90% de cazuri sunt raportate în doar 4 țări, deci avem o concentrare în 4 țări. China, Coreea raportează în acest moment scăderea cazurilor, dar în același timp avem probleme mari, așa cum am văzut, în Italia, în toată Europa, creșterea cazurilor și în Spania, în Franța, în Germania. Chiar doamna Merkel ieri vorbea despre o infestare la nivel de 70% deci, a populației. Vreau să vă spun că am văzut-o pe doamna Merkel. E puțin exagerat. E, cred că totuși este un pic exagerat. Dar credeți-mă că eu am lucrat și lucrez în continuare. Lucrez cu institute de biologie moleculară, lucrez cu institute de virusologie, bacteriologie. Chiar o să revin și o să vă spun că s-a cerut sprijinul medicilor veterinari, laboratorilor veterinare, pentru că în momentul de față, acel utilaj, acel aparat, să mă exprim vulgar, acel aparat cu care se fac testele, este un aparat care în laboratoarele veterinare e prezent cu mulți ani în urmă. Vorbim despre PCR, un aparat care ne dă un rezultat de certitudine, un diagnostic de certitudine. Sunt acele teste care se fac în a 12-a, în a 13-a zi, în perioada de izolare sau de carantină. Da. Spuneați că vreți să ajutați în perioada aceasta, inclusiv da, într-o colaborare cu autoritățile. Dați-mi niște căi pe care vreți să mergeți. Păi cred că e cel mai important ajutor, și acolo cred că autoritățile nu au capacitatea. Justificat. Eu nu acuz autoritățile, dar într-o astfel de situație, autoritățile au nevoie de sprijin. Iar acest sprijin poate veni din partea, desigur, a persoanelor calificate, a medicilor, a epidemiologilor, în primul rând, dar în același timp aș vrea să vă spun că informarea și educarea sunt esențiale. Voi căuta toate canalele și posibilitățile mele de a informa și de a educa oamenii. Începând de la lucrurile banale, spălatul pe mâini, cu mâinile curate. Trebuie să începem cu o campanie cu mâinile curate, pentru că gândiți-vă că din 5 copii, un singur copil se spală mâini în zona rurală, iar celălalt 4 nu se spală deloc într-o zi. Vorbesc de zona rurală, aș vrea să am o coerență în ceea ce vă povestesc. Locuim într-un județ în care o mare parte, aproape 30% din populație a emigrat. Din păcate... Și foarte mulți se întorc acum înapoi. Și foarte mulți se întorc, dar avem foarte mulți în Italia, care este zona roșie, avem în Spania, avem chiar și în Franța, în Germania, și avem peste 500.000. Și în Marea Britanie. Și în Marea Britanie, bun, acum cu Marea Britanie lucrurile sunt... hai să spunem, puțin diferite în urma Brexitului. Dar ce vreau să vă spun este că mulți oameni se întorc acasă. Ei provin din zona rurală. Atunci când vin acasă, acționează asupra categoriei de populație foarte vulnerabile, adică a persoanelor vârstnice. Pentru că să ne înțelegem, această boală afectează în mod special persoanele vârstnice și persoanele cu comorbidități, adică cu boli asociate. Cu cei cu imunitate scăzută sunt cei mai vulnerabili, deci persoane peste 60 de ani. Cei care vin acasă trebuie să se gândească că atunci când ajung acasă, intrând în contact cu familia, aproape participă la, hai să începem cu morbiditate, nu cu mortalitate, la adică cu îmbolnăviri, îmbolnăvirea părinților, a bunicilor pe care îi expun într-un mare fel. Acest lucru ar trebui să-i pună pe gânduri. Ați văzut că în Israel, de exemplu, sunt, bine, Israel este cunoscut ca fiind o țară, așa ca un headquarter, unde toți evreii din lume circulă. Bun, și acolo nu se discută când se iau măsură, se iau măsură.
Israelul trăiește într-un sistem foarte disciplinat. Știți că acolo când a sunat alarma nu mai rămâne nimeni pe stradă și toată lumea e în bunker, pentru că există acel conflict istoric care expune populația. Israelul a hotărât ca toți cei care vor să întoarcă acasă să se poată întoarce, dar obligatoriu în momentul în care au intrat în țară să intre în acea carantină și nici măcar în sistemul de autoizolare. Deci automat? Automat în carantină, direct în centre de izolare, tocmai pentru a le da posibilitatea, în primul rând, lor să se asigure că nu sunt bolnavi și nu sunt în pericol să nu devină ei, să-i transforme pe ceilalți în contacți. Uitați-mă, vă întreb o secundă. Din Roma mi se scrie și o doamnă Gianina Macovei, vă salutăm, vă dorim sănătate și rezistență acolo. Nu este de glumă cu acest virus și aici la Roma este pandemie totală, mă rog. Cred că de săptămâna viitoare să rămânem toți acasă în autoizolare pentru 2 săptămâni. Doar așa nu se mai răspândește virusul. Da, este foarte adevărat. De fapt, răspândirea virusului se produce în aglomerări. Cu cât ne expunem mai mult aglomerărilor, cu atât mai mult ne expunem contactului cu virusul. De altfel, avem acele recomandări ale Guvernului României și a specialiștilor respectiv. Mereu gândiți-vă să mențineți distanța față de cei care prezintă semne respiratorii banale. Dar am să revin, pentru că m-ați întrebat la început, există încă gripa sezonieră, există răcelile de primăvară, care sunt firești și normale în această perioadă. Nu vă alertați, nu săriți, nu deveniți agresivi cu oamenii care prezintă astfel de semne. Încercați să vă protejați. Încercați să mențineți distanța la 1,5 metri față de o persoană care prezintă semne respiratorii sau chiar, în general, ar fi minunat să păstrați o distanță față de celelalte persoane. Încercați să nu vă aglomerați, să nu vă îmbulziți. Încercați, atunci când prezentați astfel de semne, de răceală banală sau de o gripă sezonieră, să purtați o mască pentru a nu răspândi virusul. Și mai este o problemă. Nu toată lumea imediat la spital. Absolut. Deci este o problemă reală aceasta. Guvernul a stabilit niște proceduri. Au fost, să o luăm așa, în ordine și pe procedură. În primul rând trebuie sunat medicul de familie. Medicul de familie, practic, te ia în supraveghere atunci când ești izolat la domiciliu. Sau îți recomandă izolarea la domiciliu, sau îți recomandă să apelezi la un spital. Avem centrele universitare, spitalele cu profil epidemiologic, spitalele infecțioase, care în aceste momente sunt dedicate într-o proporție de 90% coronavirozei. Ce aș mai vrea să spun este că fiecare să se gândească în cazurile grave, în care avem pacient coronaviroză cu tulburări respiratorii grave, cu modificări respiratorii grave, acești oameni au nevoie de ventilație mecanică. Ventilația mecanică se face doar în secțiile de terapie intensivă. Guvernul l-a recomandat și a alocat, bineînțeles după niște studii, pentru că aici totul se bazează pe statistică. Aș vrea să vă spun că noi am luptat, eu personal am luptat cu gripa aviară, am luptat cu pesta porcină africană, virusuri similare. Virusuri care, mă refer aici la proceduri. Lucrurile sunt clare. La animale e simplu, pentru că le pot ucide. Și pot dispărea, practic, rezervoarele de virus. Dar tot sistemul, până la un punct, este identic, pentru că vorbim aici de ce? Biologie moleculară. Atunci când vorbim de structura virusului, este același și la animal ca structură, când vorbim de ADN, când vorbim de genotipare, toate sunt la fel. Vorbim despre... Noi avem o problemă în medicina veterinară care ne-a grevat în astfel de epidemii circulația animalelor necontrolată. Acum vorbim de circulația omului necontrolată. Sunt aceleași elemente, deci atunci când identificăm riscurile, până la identificarea riscurilor, până la management riscuri și comunicare, elementele de bază sunt aceleași. Nu este nicio diferență. Domnul doctor, revin la ceea ce spuneați că doriți să ajutați. Uitați, noi vă punem la dispoziție un canal. De fiecare dată când credeți că aveți ceva de comunicat,
Aș vrea să fac o precizare. Vă rog frumos să fiți aici. Pentru că e foarte, uitați, primim, în niciun magazin din Italia nu mai intre mai mult de două persoane. Exact. Trebuie să faci coada afară cu distanță obligatorie de un metru. Ei, asta vreau să vă spun. Deci oamenii încep să ne transmită. Dragi rețeni, este momentul să, în acest context dramatic, să înțelegeți că puteți ajuta antreprenorii din județul Neamț. Știți că prin deschiderea acestor supermarketuri, foarte mulți dintre antreprenorii, investitorii locali, aproape că au dat faliment. Gândiți-vă că vă cumpărați produsele alimentare de care aveți mare nevoie de la o măcelărie. Nu mai mergeți la supermarket. Într-o măcelărie sau într-un magazin de pește. Intră mai puțin în lume. Nu. Lumea stă afară, la un metru distanță, intră câte unul și iese. În acest fel, ajutați din punct de vedere că am vrut să ajungem și la cât de afectată este economia. Astăzi, noi aici vorbim până la urmă despre economia din județul Neamț, pentru că asta ne interesează cel mai mult. Ca să nu mai vorbim de faptul că în județul Neamț riscurile sunt foarte mari, așa cum spuneați, prin revenirea celor care sunt plecați în Italia sau în Spania sau în diaspora. Gândiți-vă cât de mult ajutați economia locală. În aceste momente, transportul este foarte afectat, firmele de transport dau faliment. Gândiți-vă că tot ce înseamnă industria Horeca, restaurante, hoteluri, sunt aproape de faliment. Desigur, statul va trebui să vină cu compensări pentru a ajuta aceste companii, pentru că atunci când vorbim despre companii de stat e mai ușor, dar gândiți-vă că o companie privată se confruntă în aceste momente cu, practic, cu disperare. Motiv pentru care noi, în acest proces de a ne feri de boală, de a respecta niște proceduri, putem apela, repet, la micile magazine pe care le avem, magazine de cartier, în această disciplină totală în care să păstrăm distanța, să intrăm câte unul în magazin și astfel vom stimula și investitorii și antreprenorii neamțeni. Domnul doctor, tocmai am primit un mesaj de grup oficial, dar cel care a transmis mesajul zice: vă transmit acest mesaj dacă am considerat că poate vă este necesar pentru informare, și spune cam așa: un bolnav din Constanța, care era considerat ca un bolnav cu potențial de, cum se spune? Suspiciune de boală. A avut un traseu, două zile la Piatra Neamț, la o manifestare publică. Prefectul de Constanța a luat legătura cu prefectul de Neamț și l-a informat despre aceste lucruri. O să încerc să intru și eu în legătură cu domnul prefect, să vedem despre ce rolul este. Rolul prefectului, n-aș vrea să fiu în locul dânsului, rolul prefectului este foarte, să foarte vedem, mare. Să vedem dacă reușim, pentru că el în perioada asta este prins în tot felul de lucruri, ce îi răspunde. Sunt ședințele care sunt obligatorii. Acum sunt obligatorii, se fac raportări din oră în oră. Repet, suntem într-o dinamică. Alo, bună dimineața, domnul prefect. Suntem la cafeaua de dimineață și am primit în acest moment o știre și vă rugăm să ne confirmați dacă prefectul de Constanța a luat legătura cu dumneavoastră în legătură cu un bolnav care a fost și în județul Neamț. A luat legătura domnul prefect de Constanța cu mine, da. Și a spus unde s-a întâmplat, în ce zone a fost. Domnul prefect a luat legătura cu mine. La momentul la care am discutat cu dumnealui, nu avea nici dumnealui datele exacte despre locațiile vizitate sau locația în care a stat bărbatul de 52 de ani din Constanța. Până la această oră avem detalii exacte cu privire la locația unde a stat. Cei de la Securitate Publică n-am sunt în procedură de lucru cu privire la anchetă epidemiologică la respectiva locație. Am înțeles. Domnul prefect, în acest moment, ce ne mai puteți comunica? Ce se poate comunica, că nu insistăm pe lucruri care... Adică,
Mai exact, dacă mă întrebați și vă răspund, domnul... Deci, eu sunt în emisiune cu domnul doctor Liviu Harbuz, așa că... Salut, domnul doctor Liviu Harbuz. Și eu vă salut, domnul prefect, tocmai spuneam că n-aș vrea să fiu în locul dumneavoastră în aceste momente și aș vrea să înțelegem că toți avem datoria în această perioadă să fim uniți și să luptăm cu boala, să nu ne mai intereseze nimic. Mulțumesc frumos pentru solidaritate, domnul Liviu. Domnul prefect, deci în momentul acesta avem vreun caz confirmat în Neamț, că el se tot discuta, ba chiar au fost și inconștienți care au lansat tot felul de mesaje. Domnul Bănescu, la acum jumătate de oră, la ultima raportare, la nivelul județului Neamț, nu avem niciun caz confirmat pozitiv COVID-19. Cât? Sunt trimis. Nu avem niciun caz. Am înțeles. Spuneți-mi. Spuneți-mi, cam care este, dacă aveți o asemenea situație, cam care este numărul cetățenilor veniți din alte țări, intrați în ultimele zile în Neamț? În două secunde că vă confirm imediat. Deci avem în acest moment 478 de persoane aflate în izolare. 6 sunt într-o formă de izolare instituționalizată, adică asta înseamnă că nu domiciliilor nu corespund. De izolare. Și atunci au fost plasați în zona de carantină, dar ei au statut de autoizolați. Și avem 41 de persoane carantinate. Un total de 15 probe reportate de ieri și trimise la Iași, așteptăm răspunsul. Și un număr de probe care se recoltează astăzi dimineață și la care vor fi trimise la Iași, la fel vom aștepta probe. Avem și doi contacți care au fost apropiați de un caz confirmat pe raza altui județ. Vă mulțumesc pentru intervenție. Dacă domnul Liviu Harbuz vrea să dacă are vreo întrebare... Doar să-i urez succes și să-l asigur de tot sprijinul meu. Domnul prefect, vă dorim putere de rezistență și putere de muncă, ca să zic așa. E o urare care înseamnă și să nu cumva să intrați prin prea multe comunități să deveniți purtător. Vă dorim... Am anulat vizitele în comunități, domnul Părărescu, tocmai din acest motiv, dar și din motiv de necesitate de timp alocat pentru munca efectivă în relația cu celelalte instituții de concentrate în legătură cu coronavirusul, dar facem astăzi întâlniri cu doctorii de familie, cu o parte dintre doctorii de familie din județ de mediu urban. Este o informație bună. Cu primarii din județ facem întâlnire astăzi și cu cei de la SVSU, adică situațiile voluntare, secțiile voluntare de situații de urgență din fiecare comunitate, pentru ca și prin intermediul domnilor primari și prin intermediul celor de la SVSU, a doctorilor de familie, să trimitem un mesaj cu impact către populație pentru a conștientiza că aceste măsuri luate de Guvernul României sunt măsuri de prevenire, sunt măsuri bune și care apără sănătatea publică și cetățenii României și inclusiv pe cei din județul Neamț și astfel să conștientizeze mai bine importanța respectării acestor măsuri. Azi noapte, de exemplu, am aplicat azi noaptea seară, dar destul de târziu s-au mai aplicat un număr de 8 amenzi în cuantum de 20.000 de lei fiecare amendă pentru refuzul de carantină a unor persoane venite din Italia. Și nu sunt singur, ați mai aplicat și în zilele trecute, ceea ce... Am aplicat și în zilele trecute, da. Aplicăm în continuare regimul sancționator maxim pentru persoanele care nu respectă regimul de carantinare sau regimul de autoizolare la domiciliu. E foarte important ca nemțenii, concetățenii noștri să respecte aceste protocoale de carantinare și autoizolare în domiciliu, pentru că o fac în binele lor, pentru sănătatea lor, pentru și acela din jur, apropiați, da, a familiilor lor și inclusiv pentru cei din jur, pentru comunitate. Da. Numai o secundă, că domnul Harbuz vrea să vă mai... Vreau să vă întreb referitor la procedurile din instituțiile publice, pentru că am văzut, desigur, din necunoaștere, din dinamică, nu e nimeni vinovat, puțin haos, nu știu cum să reacționeze cei care
prestează servicii, cum ar fi cei de la evidența populației, cei de la pașapoarte, erau puțin îngrijorați și nu înțelegeau foarte clar lucrurile. Aveți, luați în calcul să întrerupeți activitatea acestor instituții? Nu, la acest moment nu se ia în calcul întreruperea activității acestor instituții, ci limitarea accesului publicului la ghișeile acestor instituții, iar depunerile se vor face online, iar eliberarea pașapoartelor, căsurilor de identitate, respectiv permiselor, propuse de matriculare, se poate face prin serviciile de poștă speciale. Da, mulțumim tare mult, domnul prefect, încă o dată sănătate și vom mai vorbi pe parcursul zilei de astăzi. Domnul Bărănescu, o zi bună! Mulțumesc de intervenție și domnul Iliu. Între timp primim și alte mesaje din Anglia. Vă salut din Anglia, fraților. E jale mare și aici, nu mai merge nici feribotul, nici avioanele, s-a închis totul și cam aceleași măsuri ca și în Anglia. Dar, de altfel, ați văzut că și Ungaria și-a propus să închidă granițele. Da. Aș închis granițele pentru o categorie pentru o categorie de cetățeni. Exact. Eu, în urmă cu două luni de zile, atunci când și revin la un subiect foarte important, când se vorbea despre interzicerea creșterii porcului în gospodărie, vorbeam despre o eventuală criză alimentară, despre securitatea alimentară, pentru că am invocat atunci în caz de război sau de pandemie, dacă se vor închide granițele, ce vor mai mânca românii? Și mai ales când ești izolat undeva la absolut, țară, absolut. Una este să ai pe ce pune mâna. Gândiți-vă că în statele civilizate din Uniunea Europeană, care totuși au sute de ani de democrație, există supermarketuri, magazine alimentare în toate comunele, în toate orășelele. Pe când la noi, în zona rurală, nu este dezvoltată că un sistem comercial de acest gen. Motiv pentru care, gândiți-vă că acești oameni vor fi obligați, după ce noi, în timpul războiului, în timpul comunismului, am mâncat din gospodăria țărănească, descurajarea gospodăriei, anumite interdicții în gospodăria țărănească, vor duce la ceea ce înseamnă o criză alimentară. Motiv pentru care, uitați-vă ce se întâmplă în supermarketuri, iar supermarketurile vor fi închise probabil în curând, tocmai pentru sau vor funcționa într-un regim în care vor sta oamenii la intrare și vor intra câte 2-3. Dar, repet, este momentul pentru cei din Neamț, din Piatra Neamț mai ales, din Târgu Neamț, din Roman, să susțină și să stimuleze investitorii locali. Pentru că avem suficiente, sper eu, măcelării, câte au mai rămas, magazine alimentare de cartier, care ar trebui încurajate în această perioadă. Și mai ales, trebuie să evităm specula, care va apărea cu siguranță. Prețurile vor crește foarte mult. Gândiți-vă că în supermarketuri, peste 80% din produse sunt importate. Deci noi, în continuare, contribuim la bunăstarea și bugetele altor țări, altor interese, în loc să fim conștienți că trebuie să sprijinim economia locală. Domnul doctor, înainte de a continua discuția, facem o scurtă recapitulare de ce a spus domnul prefect, pentru că este important. Avem două cazuri de persoane care sunt contacti direct găsite, contacti direct. 15 probe, spunea parcă, sunt trimise la Iași. Da, eu nu știu ce se întâmplă cu Iașiul, cred că aparatura este puțin învechită, pentru că... Cred că sunt depășiți de numărul mare. Și un număr foarte mare, cred că aici ar mai trebui lucrat în achiziționarea de PCR-uri. Desigur, pentru PCR ai nevoie și de specialiști în biologie moleculară. Ieri s-au anunțat la nivelul municipiului Piatra Neamț niște măsuri care ar trebui luate prin intermediul societății sanitare și cu voia dumneavoastră și a telespectatorilor. Aș vrea să iau legătura și cu directorul de la Sanubita, sperăm să răspundă și domnia sa, la fel ca domnul prefect. Între timp a sunat și inspectorul general, dar vorbeam cu domnul prefect, probabil că o să-l sunăm și pe el. Inspectorul general de la învățământ. Da, inspectorul general de la învățământ. Poate că ar fi bine să ne spună și dânsul, e foarte important ce se întâmplă cu școala. El a intrat în fiecare zi și a informat. După aceea aș vrea să discutăm un pic și despre legendele care circulă în acest... Bună ziua, domnul Saucuc! Bună ziua!
nu s-au ciuc de la mesagerul de neamț cafeaua de dimineață. În direct suntem. Domnul Saociuc, aș vrea, dacă puteți, și dacă puteți vorbi la telefon, nu pe speaker, ca să vă auzim un pic mai bine, să ne spuneți un pic care este stadiul măsurilor preconizate ieri și dacă ați început să le și puneți în practică. Imediat o să... Imediat. Așteptăm, domnul Saociuc, așteptăm. Alo, mă auziți? Acum vă auzim mult mai bine. Deci, bine. Am înțeles că dumneavoastră, societatea pe care o coordonați, are niște măsuri de luat în privința spațiilor publice și a școlilor. Sigur. Deci spuneți-ne despre ce este vorba și ce anume folosiți dumneavoastră. Deci, deci ce... Vă rog. Ca și substanță folosim birconul, care este un dezinfectant universal foarte activ, cu protecție și sigură și eficientă împotriva tuturor virusurilor. Este în lista DSP dezinfectanților care trebuie să folosiți. Intervenim din această noapte. Ieri, bineînțeles că au pus o grămadă de comenzi de la școli, dar școlile își fac comenzi singure. Vă întrerup un pic, domnul Saociuc, domnul Liviu Arbuz este împreună cu noi și chiar se pricepe la partea asta de... Știu. Bună ziua, domnule director. Vreau să vă spun, fac o precizare, pentru că n-aș vrea, Doamne ferește, ca cineva să apuce să se spere pe mâini cu Vircon. Știu, dumneavoastră vorbiți tehnic, dar eu încerc să traduc pentru oameni. Virconul este un dezinfectant, un virucid de suprafață, deci doar pentru suprafețe. Exact, să nu folosească, să apucă să folosească dezinfectant de mâini, de altfel el are și o diluție, el vine sub formă de praf, are o și diluție recomandată. Mă scuzați, Nu, este o precizare foarte importantă, pentru că s-ar putea să se întâmple cum e cu spiritul medicinal în Piatra Neamț, că s-a cumpărat spiritul cu baxul, ca azi dimineață și aseară să vină precizarea de la domnul doctor Cercel, că spiritul nu are eficiență. Deci, haideți să continuăm. Deci, au venit comenzi de la școli pentru ce? Pentru dezinfecție. De la școli și de la licee. Iar din această noapte o să intervenim pe spațiile de joacă. Sunt 52 de spații de joacă, din care am înțeles că la 12 se lucrează, la 12 dintre ele. Deci, bănuiesc, acolo nu interveniți, dar am zis. Nu știu, încă stau aici, trebuie gândit foarte bine, pentru că am o problemă. Dacă, de exemplu, astăzi termină un spațiu de joacă și mâine dă drum, eu ar trebui să intru și la cele care se termină pe parcurs. Am înțeles. Bun. Și ce, deci, concret, spațiile de joacă, școlile și unde mai interveniți? Am comandă pentru noaptea asta de la... Deci se lucrează zi noapte, deci cei care sunt, se ocupă cu dezinfecție, lucrează și ziua și noaptea. Am comandă de la Shopping City pentru noaptea aceasta. Shopping City e vorba de mall-ul acela al primăriei, nu? Mall-ul din Plăcesta, da. Așa. A, mall-ul din Plăcesta. Mall-ul mare, da. Da, mall-ul mare, da. Așa. Da. Și deocamdată cam atât. Domnule director, am o întrebare. V-ați gândit să luați în calcul și noi avem în Piatra Neamț căminile de bătrâni. Pentru că noi ar trebui să ne concentrăm foarte mult pe categoria cea mai vulnerabilă. Corect. Exact, persoanele în vârstă, pentru că, așa cum știm, această boală afectează doar pasageri și cu mortalități aproape zero, copiii, tinerii fac o formă mai ușoară, dar avem această categorie vulnerabilă. Deci eu pot interveni unde mi se cere, indiferent la ce oră eu pot, noi suntem în stare de alertă, suntem pregătiți să intervenim. Bineînțeles că m-am gândit numai că trebuie să vină din partea autorităților. Din partea celor care coordonează sau administrează acele centre. Nu pot să mă duc să fac de capul meu chestiile astea. Am înțeles. Deci este o... Eu vă întrebam dacă sunteți pregătiți, dar înțeleg că sunteți pregătiți. Suntem pregătiți, domnule, da. Bine, vă mulțumim, domnul Saociuc, și ținem legătura. Poate chiar mâine ne vedem într-o emisiune și detaliem un pic. Vă mulțumesc, la revedere! Da, este foarte important și repet, vedeți că
constatăm la domnul prefect, am constatat o epuizare în voce, pentru că solicitarea este masivă. Este o perioadă foarte grea. Se lucrează și noaptea. Să promit, dar nu mă îndoiesc, pentru că vorbim de oameni responsabili până la urmă. Domnul director, chiar puțin emoționat și speriat, pentru că dânsul este și mai tânăr, iar provocările sunt foarte mari. Lucrurile se derulează de la clipă la clipă și apar noutăți. Domnul doctor, să vă mai spun ceva. Salubritasul este o societate care este folosită așa pe post de manta, de vreme rea, sau manta de pandemie. Pentru că ei au în obiectul de activitate curățenia. Cum se face curățenia este un alt subiect și nu vreau să intru acum. Te duci, este câteodată chiar amuzant, dacă n-ar fi trist. Bate vântul și se dă cu mătura să strânge. Mi-am propus ca în această perioadă și eu de asta zic că n-am evitat. Critici, cred că autoritățile au nevoie de sprijin. Nu, dar această societate are și ea nevoie de sprijin. Adică eu cred că ar fi nevoie ca pe lângă conducerea executivă să vină și un specialist acolo care să priceapă. Domnul director, cred că a apelat deja. Am observat adus așa o ușoară emoție și inhibiție apropo de n-am primit comandă. Cred că un director trebuie să mai dea și cu pumnul în masă și să aibă și el poziții, pentru că directorul și instituția pe care o conduce se confruntă direct în teren cu situații. Poate că celor care îl coordonează le mai poate scăpa. Nimeni nu e perfect. De aia spun, în această perioadă, trebuie să vină și aportul fiecăruia și chiar fiecăruia dintre noi este foarte important. Și leadership-ul contează, dar sunt convins că un primar nu poate să acopere într-o astfel de situații cu care nu s-a mai confruntat nimeni niciodată, absolut tot. Și atunci ar trebui să dispară relația asta de vasalism, așa, de sclavagism, în care n-a zis șeful. Nu, este momentul nu să avem inițiativele controlate, dar să informăm. Să informăm, putem face aia. Haideți. În momentul în care managerul este informat, va veni și cu soluții dacă le are. Dar dacă nu este informat, nu poate fi în același loc, în același timp, în același timp într-o mie de locuri. Domnul doctor, mai facem o scurtă ședință de citit mesaje. Tot din Italia, aseară premierul Conte a dat o ordonanță de urgență de a se închide tot, rămân deschise doar supermarketurile și farmaciile. Ca să poți ieși din casă, trebuie să dai o autodeclarație luată de la ordinele de forțele de poliție, probabil pentru a putea ieși din Anglia. Cât durează această carantină? Vă rog să-mi spuneți că nu putem să plecăm din Anglia spre România. Spunem că nu putem să plecăm. Că toți cei care au plecat au rămas blocați în aeroporturi. Deci cei care au plecat au rămas blocați în aeroporturi și la vânt din cauza restricțiilor date de autoritățile din întreaga Europa. Vă spun cu mâna pe inimă, toate marketurile din Anglia au rămas fără hârtie igienică. Așa a fost bătaie nu atât pe mâncare cât pe hârtie igienică. Sunt câteva mesaje din diaspora. În România ați observat e bătaie pe mâncare, 90%. Spirt. Spirt? Acum, în ultimele zile, pentru că ai devenit panica, dar nimeni nu se bate pe săpun. Înțelegeți, cel mai important lucru este igiena personală, spălatul pe mâini, evitarea atingerii feței și un alt lucru foarte important despre care n-a vorbit mai nimeni până acum, în afară de specialiști la nivel central, și care am văzut că preocupă din ce în ce mai mult, mă uitam la presa americană, presa britanică, am văzut pe câteva televiziuni din Statele Unite acum de 3 zile, nu uitați că telefonul pe care îl avem cu toții este cel mai important vector în transmiterea bolilor. Îl punem pe masă, pentru că punem mâna pe el, pentru că îl punem pe față, pe obraz. Dincolo de această viroză sunt foarte multe boli asociate, bacterii asociate. Deci în această perioadă dezinfectați-vă, igienizați-vă telefonul. Este foarte important. Ne scapă din vedere un element, pentru că astăzi puțin dintre noi mai sunt să nu aibă telefon. Mouse-ul la fel. Bine, foarte puțin mai folosesc mouse-ul. Marea majoritate folosesc sistemul touch. Care sistemul touch e
reprezintă un risc foarte mare în această conjunctură. Da. Domnul doctor, haideți să vorbim un pic despre... Și mă scuzați, chiar m-am certat cu niște prieteni zilele trecute, apropo de copii. Le dau telefonul la copii când mănâncă, le pun, au tot felul de cântecele, jocuri, și le pun telefonul pe masă, copilul în timp ce mănâncă, pune mâna în gură, pune mâna pe telefon, scrolează cu același deget, îl bagă în mâncare și îl bagă în gură. Gândiți-vă cât de mult vă expuneți copiii. Încercați, așa cum păstrați igiena pentru dumneavoastră, păstrați igiena telefonului, pentru că el a devenit o componentă a vieții noastre aproape obligatorie. Haideți un pic să vorbim și despre partea aceasta a legendelor care circulă pe Facebook. Spirt, vitamina C, cum e cu medicamentele și cu medicamentația? Aici trebuie să intrăm... Și criza medicamentelor. Da, în momentul în care s-a produs stoparea exportului de medicamente, dar, din păcate, Ministerul Sănătății a făcut-o parțială. A vorbit doar de medicamentele care sunt folosite în coronavirus. Aș vrea să vă... Desigur, recomandările pe care le fac nu le-am inventat eu. Eu preiau ce au spus specialiștii avizați, persoane care astăzi sunt lideri de opinie în acest război epidemiologic. Și aici mă refer la doctorul Străin Mâncercel, la cei de la Ministerul Sănătății, la doctorul Rafila, oameni care mănâncă pe pâine, practic, acest domeniu. Aș vrea să vă spun să aveți grijă cu automedicație. Automedicația poate duce la imunosupresar, adică fără să știți despre ce, fără să aveți informațiile corecte, puteți lua, de exemplu, antiinflamatorii steroidice sau cortizon. Toate acestea scad imunitatea. Sistemul imunitar este ceva foarte complex. Nici astăzi în lume nu se știe exact cum funcționează. Avem în creier un centru care influențează, determină sistemul imunitar. El este influențat de foarte mulți factori externi, interni, în organism. Motiv pentru care să știți că nimeni nu poate veni cu soluția salvatoare, cu un panaceu universal. Nimeni nu poate veni cu medicamente care să crească imunitatea. Este foarte adevărat. Există medicamente și mai ales pe bază de plantă care stimulează imunitatea nespecifică. Dar doar o stimulează. Nu rezolvăm problema cu medicații și mai ales aveți grijă la tratamentele simptomatice atunci când prezentați semne respiratorii. Acesta este motivul pentru care vă recomand să mergeți la medicul de familie. Vorbiți cu medicul de familie, pentru că o pastilă banală, un ibuprofen, un urofen pe care îl luați în fiecare zi, pe care îl luăm și eu iau un urofen. Gândiți-vă că toate aceste antiinflamatorii vă scad imunitatea organismului. Evitați tot ce vă poate afecta imunitatea, pentru că odată cu scăderea imunității deveniți foarte vulnerabili. Următorul punct era, îmi scapă, m-ați întrebat... Criza medicamentelor și am vorbit și despre legendele care circulă pe... Ăla este cel mai important aspect și o să finalizez cu asta, mai avem timp să... Avem timp, pentru chiar dacă depășim un pic durata obișnuită, deci, aș vrea să intru și cu domnul Obreja un pic în direct. Ok, păi mă opresc atunci. Nu, vă rog, terminăm prima dată. E foarte important ce ne spune și inspectorul școlar general, pentru că avem și aici panică, neînțelegeri. Criza medicamentului. China reprezintă principalul furnizor de materie primă pentru industria farmaceutică. În momentul de față, din păcate, pe piață au dispărut foarte multe produse, cum ar fi cele pentru boli circulatorii, pentru boli cardiace, pentru diabet, au dispărut medicamente extrem de importante pentru diabet. Este motivul pentru care, tot repet, grijă la persoane vulnerabile, la cei care au comorbidități. Și acum să ajungem la internet, pentru că aici mi se pare lucrul cel mai important. De altfel, la nivel al Comisiei Europene, la nivelul Guvernului Statelor Unite. În acest moment există o colaborare între foarte multe state, în mod special Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada, Japonia,
pentru a limita și a cenzura internetul, apropo de fake news-uri, de informații false și mai ales de informații care induc panica, care la rândul ei, știți bine, are consecințe devastatoare în economie. Gândiți-vă că sunt în acest moment grupări interesate să destabilizeze bursele, să destabilizeze economic state, să nu uităm că în mediul virtual avem foarte mulți anarhiști care și-ar dori o anarhie, avem foarte multe persoane care induc ideea că a venit sfârșitul lumii. Probabil că se vor crea filtre de la provider, deci chiar providerii de internet vor crea filtre, vor fi formule de cuvinte cheie care vor practic vor cenzura aceste mesaje atât de dăunătoare. O să râdeți, dar un mesaj pe internet viral, un fake news, poate deveni mai periculos decât coronavirus în sine. Să încercăm să luăm și legătura cu domnul Obrea. Sunt total de acord cu ceea ce ați spus. Singurul pericol acum este ca pe baza... Să vedem dacă reușim. Bună ziua, domnul inspector general. Suntem în direct la cafeaua de dimineață. Vă salut, domnul Baronescu, și salut și pe cei care ne urmăresc la această oră. Și vă salută și domnul doctor Liviu Harbus, care este cu noi în emisiune. Da, transmiteți-i salută de partea. Mulțumesc la fel, domnul inspector. Ce rugăminte am la dumneavoastră în măsura în care puteți, vă rog, să ne comunicați ce se întâmplă în această perioadă în școli, ce se întâmplă cu profesorii și orice credeți că este important. Da. E clar că am pus în mișcare hotărârea luată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, și anume suspendarea cursurilor în școli, și măsurile subsecvente, cele stabilite printr-o adresă, printr-o notă specială venită de la Minister, vorba de adresa 79/2020, adică s-au suspendat toate activitățile, se vor prelungi calendare pentru activități specifice, vorba de înscrierea la clasa pregătitoare, de... Haideți să trecem peste, examene, să trecem peste chestiunile astea administrative. Mai puțin, unii înțeleg mai mult. Acolo, în adresa primită, se spune clar la două articole, în două puncte. Consiliul de administrație din școli stabilesc programul de recuperare și asta nu e o problemă urgentă, pentru că nici nu știm cât sunt cele două săptămâni, dar cu probabilitate de prelungiri, deci au timp să-și stabilească programul de recuperare. Și doi, conducerile de școli stabilesc programul angajaților. Deci toate legendele acelea că toți angajații trebuie să vină să stea 8 ore în școală, nu sunt adevărat. Nici pe departe. Iar aseară am avut o discuție cu doamna ministru, inclusiv pe subiectul acesta, dar apărea și neamțul într-o suită de 13 județe, că profesorii, directorii și inspectoratul obligă profesorii să vină la școală, nu-i obligăm noi, pentru că școlile au autonomie. Și am trimis acolo la articolul 10 din hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, unde se vorbește despre telemuncă, dar probabil n-au înțeles toți ce înseamnă telemuncă. Am înțeles. Profesorii pot lucra foarte bine de la domiciliu. Am discutat cu doamna ministru și soluții privind învățarea online. Eu am înțeles. Sunt pregătirea copiilor și am vorbit inclusiv despre soluția pe care pot să spun acum că am gândit-o împreună cu dumneavoastră. Da. Și vă și invit în direct acum, dacă puteți, la ora 10, să ajungeți la Colegiul Național pentru Arești la o întâlnire, să spunem, de lucru. Vom fi acolo, domnule. Vom fi acolo, domnule. Special cei din clasele, cei din clasele 8 și 12. Așa, 12. Da, 8 și 12. Măsuri suplimentare sunt cele legate de dezinfecții și eu mă bucur că primăria Piatra Neamț, Consiliul Local Piatra Neamț, Consiliul Local
Eu mă bucur că s-a intrat într-o normalitate, pentru că era obligatoriu să facă acest lucru. Mulțumesc pentru intervenție. Domnul prefect o să aibă și dumneavoastră o întâlnire cu primarul. Ne-a spus domnul prefect astăzi, a fost în emisiune. Vă mulțumesc tare mult, ne vedem în jurul orei 10 și când aveți ceva de comunicat, știți, aici puteți oricând interveni. Vă mulțumim. La revedere. La revedere. La revedere. Noi am făcut propunerea către cei de la inspectorat ca 2 ore pe zi să venim în sprijin. Asta era întrebarea, am vrut să le întreb pe domnul inspector, dar a răspuns alternativa învățământului online. Deci, cu posibilitățile noastre limitate, încercăm să ajutăm. Absolut, județul Neamț nu e București. Da. E adevărat, sunt locuri mai evoluate, cu un alt nivel de trai, dar cred că e o oportunitate de simulare a sistemului alternativ învățământ online. Haideți să încercăm o concluzie la final de emisiune. Să fim calmi, să fim responsabili, să ne spălăm pe mâini. Să ne păstrăm mâinile curate. Să ne păstrăm mâinile curate, pentru că așa am început, cu mâinile curate, și așa vreau să închei. Este primul, cel mai la îndemână și cel mai important aspect. Igiena mâinilor, a feței. Feriți-vă de contacte apropiate cu persoane din jur, mai ales cele care prezintă tulburări respiratorii, și nu uitați să fiți solidari, pentru că acum avem mai mult nevoie de solidaritate, cum n-am avut niciodată. Lucrurile vor evolua, n-aș vrea să creez panică, dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că ele vor evolua aproape către ceea ce se întâmplă în Italia. Eu vă mulțumesc, nu mai am multe lucruri de adăugat, pentru că chiar aceasta este esența. Vreau să închei și cu și nu uitați de igiena telefonului. Mă uit la telefoane și mi-aduc aminte cât de important, ce pericol reprezintă ca vector de microorganisme telefonul. Mergeți într-o instituție publică, fiți conștienți unde sunt clanțele ușilor. Clanțele, evitați să semnați cu același pix. Funcționarii trebuie să dezinfecteze pixurile. Atenție pe ce puneți mâna. Încercați să aveți un contact cât mai mic cu suprafețe pe care alții sau germenii pot ajunge facil. Vă adresez și dumneavoastră aceeași invitație pe care am adresat-o și celor cu care am discutat înainte. De fiecare dată când considerați că aveți ceva important de transmis, pentru că sunteți un om care a fost implicat în tot felul de asemenea crize, și ați condus o astfel de criză, sunteți binevenit în această emisiune. Aș vrea să mai transmit niște mesaje de la oameni din Anglia, din nou. Ar trebui toți românii plecați să rămână în țările în care stau, spune domnia sa, să evite să îmbolnăvească și pe cei dragi de acasă dacă vin. Este foarte adevărat, este o recomandare, dar am să repet, nu este obligatoriu, pentru că să nu uităm că sunt români în situații speciale. Asta care și-au finalizat contractele. Au lucrat la negru, trebuie să acceptăm și această realitate. Am primit un mesaj acum. Ce se întâmplă cu persoanele care sunt blocate în Italia? Nu au casă, nu au de muncă, nu au contracte. Este responsabilitatea statului român de a le asigura întoarcerea în țară, dar, repet, în condiții foarte dure, respectiv legislații. Carantina 14 zile, să înțeleagă că se pot întoarce în țară, dar 14 zile trebuie să fie în carantină instituționalizată. Vă mulțumesc, nu uitați, oameni buni, cu mâinile curate, telefoanele dezinfectate și, în general, totul ce atingeți. Aveți grijă în modul în care relaționați, aveți grijă cum faceți cumpărăturile, de unde faceți cumpărăturile, și, în rest,
încredere totuși în autorități, pentru că acum ele sunt cele care trebuie să coordoneze întreg acest proces. Mulțumim domnului dr. Liviu Harbuz. Eu vă mulțumesc. Și să ne vedem sănătoși în zilele următoare. Cele bune aici, de aici, de la Mesagerul de Neamț, Cafeaua de Dimineață.